Extremiștii Sergi Zoltan și Beke Iștvan au fost condamnați definitiv la 5 ani de închisoare după ce au vrut să detoneze o bombă de ziua națională a României. Dacă inițial ei au fost acuzați de atentat contra unei colectivități, ulterior judecătorii în altei curți au hotărât să le schimbe încadrarea la acte de terorism și au și condamnat la 5 ani de închisoare cu executare. Cei doi au fost în schimb achitați pentru tentativă de nerespectare regimului materiilor explozive, însă nu vor mai avea voie să dețină sau să folosească orice categorie de armă decât după 4 ani după ce vor fi spășit pe deapsa. Și tot în acea Perioadă, nu vor putea să ocupe nicio funcție publică. Totul a început într-o ședință a grupării Mișcarea de Tineret 64 de Comitate Transilvania, când președintele asociației a instigat pe membrii celulei Târgu Secuiesc. Acesta le-a cerut să confecționeze un dispozitiv pe care să-l detoneze cu ocazia manifestațiilor de 1 decembrie. Beche Ișvan ar fi fost însărcinat cu realizarea dispozitivului ce urma să fie detonat de la distanță prin intermediul unui telefon mobil. O propunere ar fi fost ca dispozitivul să fie pus într-un coș de gunoi situat pe traseul pe care trebuia să se desfășoare parada militară. Planurile acestor au fost dejucate chiar de Ziua Națională a României, când polițiștii au aflat ce puneau la cale. În aceeași zi, Beche a fost arestat preventiv. Mai târziu, procurorii au extins cercetările și l-au reținut și pe Soci Zoltan, președintele grupării Mișcarea de Tineret, 64 de Comitate Transilvania.